de la Matei, de la capitolul 15, pentru rugăciunea de cauză care ne stă în față și să ne ațintim privirile la lucrarea Domnului Iisus Hristos pe care a făcut-o când a umblat pe acest pământ și vindecările pe care le-a făcut. Și așa, după cum a spus la început, Domnul nostru Iisus Hristos este cu noi după promisiunea sa și oricine va veni cu credință înaintea Domnului, Domnul le va binecuvânta și le va da vindecare și le va împlini dorințele pe care le-au. Se spune aici așa, la capitolul 15, versetul 21 până la versetul 28 inclusiv. Da, 28. Și titlul acestui pasaj biblic este Femeia Cananită. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și al Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mă! De răspuns Iisus a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus a zis: O femeie, mare ți este credința, facă-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a ajuns în părțile Tirului și Sidonului, predicând Evanghelia și făcând multe semne și multe minuni. Și iată, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu de robul lui Dumnezeu Matei, că o femeie cananită se apropie din ținuturile acelea și începe să strige către ea. Femeia aceasta avea o dorință și dorința ei avea ca Domnul Iisus Hristos să asculte cererea pe care o are el. Și cererea ei era ca Iisus să vindece fiica ei care era muncită de un drac. Auzând de semnele și minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și fiind conștientă că Iisus era călăuzit de acea putere dumnezeiască care se poate da vindecare, e plină de credință, se apropie de Domnul Iisus Hristos și are rugămintea aceasta. Și datorită faptului că femeia a insistat în rugămintea pe care o avem, o să vedem ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și el a răspuns că n-a venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Chiar dacă ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos și l-au rugat stăruitor, așa după cum scrie cuvântul aici, și spuneau: Dă-i drumul, că strigă după noi. Deci erau simțiți cumva ambers datorită faptului că femeia aceasta striga după ei, ucenicii Domnului. Și atunci Iisus le spune la ucenici, și aude și femeia, în timp ce Iisus a spus la ucenici: Eu nu am sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, auzând cuvântul acesta, a venit și s-a închinat, zicând: Doamne, ajută-mă! Ce putea să-mi zică mai mult? Când a auzit că el nu este trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, și zice: N-am nicio șansă. Dar a insistat, a venit plină de credință la Domnul Iisus și s-a închinat. Cum s-a închinat, s-a plecat la picioarele lui. Că așa era obiceiul să se închide în vremile de atunci și așa poporul evreu și chiar ăia care se închid la Mahomet și la alți Dumnezei și la Buddha, ei toți se pleacă cu fața la pământ și se închină. Și femeia aceasta a venit și s-a închinat la picioarele lui Iisus și zice: Doamne, ajută-mă! Drept răspuns Iisus i-a zis, așa, eu am venit, nu este bine ca să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. O altă lovitură pe care primește femeia, ca să fie descurajată, că nu este bine ca, adică, lucrurile pe care le fac eu și lucrările pe care se întâmplă în poporul Israel, nu este bine ca să iei să le dai la cei de la neamuri. Că femeia era o cananită, deci era din partea neamurilor și a venit să ceară bunăvința Domnului și vindecare pentru copilul ei. Da, Doamne, vine răspunsul de la ea. Da, Doamne, a zis ea,
dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor. A văzut ce face existența? Doamne, dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânului. Și când aude că Iisus și cuvântul acesta, zice că, o femeie, mare ți este credința, du-te și facă-se după credința ta. Și zice că fiica ei a fost eliberată chiar în momentul acela, de Duhul acela necurat și vindecată. Slăvit să fie în numele Domnului Iisus Hristos pentru lucrarea minunată pe care a făcut-o de atunci și a rămas pe paginile Sfintei Scripturi și pentru noi, ca să credem că insistența înaintea Domnului al cerii un lucru este considerată ca o credință mare din partea ta. Nu te spera și nu te îndoi dacă nu ai fost ascultat din prima dată și dacă nu ți-a făcut Dumnezeu din prima dată vindecarea sau eliberarea sau binecuvântarea, ci insistă înaintea Domnului că lucrul acesta va fi considerat în fața Domnului nostru Iisus Hristos ca o credință mare. Și va veni vremea când Iisus va zice și pentru tine, du-te în pace, omule, credința ta te-a mântuit, credința ta te-a vindecat. Și am dorit ca seara aceasta, plin de credință, să ne ridicăm în picioare, să venim cu cauzele noastre înaintea Domnului și Domnul să lucreze la ele după marea sa bunătate.